Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se apăra de agenții patogeni, virusuri, bacterii, paraziți și toxine. Sistemul imunitar este un sistem complex de celule și molecule anticorpi, al cărui rol este să asigure protecția împotriva agresorilor. Sistemul imun detectează agenții patogeni, îi distruge și, foarte important, memorează antigenul pentru a putea reacționa prompt și data viitoare când îl va întâlni. Un organism sănătos înseamnă un sistem imun puternic. Ca urmare, alegerea unui stil de viață sănătos îți asigură o imunitate puternică. O dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale, o activitate fizică regulată, somnul corect, 7-8 ore pe noapte, spălatul pe mâini frecvent, gătirea adecvată a alimentelor, suplimente naturale, atent alese. Zi de zi apar studii ce pun în lumină plante, legume sau fructe cu beneficii deosebite pentru sănătatea sistemului imunitar. Unele rămân în atenția publicului, altele nu. Și totuși, dintre toate acestea, câteva ne ajută să ne păstrăm sănătatea, frumusețea și stimulează imunitatea. Sigur că putem interveni cu aceste remedii naturale în momentul în care aflăm vești care nu ne convin. Și atunci asta ajută pentru că organismul, repet, se reechilibrează, se restructurează și în momentul în care natura vine cu frecvența ei benefică, vine cu frecvența ei de sănătate într-un corp dat peste cap, îl ajută mult mai mult ca până la nivel molecular, celular, molecular, atomic, să-și recapete, să-și readucă aminte de frecvența lui de sănătate. De asta ajută aceste remedii naturale. Specialiștii Pharmadacica au creat o formulă unică prin combinarea mai multor plante și minerale cu acțiune sinergică și proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind concepută într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune pentru a vă oferi o soluție simplă pentru menținerea unui sistem imunitar sănătos. Regenerare celulară este produsul unic pe piață ce vine în sprijinul sănătății dumneavoastră. Este creat din două flacoane și se utilizează astfel. Regenerare celulară 1. Una, două capsule dimineața cu o jumătate de oră înainte sau după masă. Regenerare celulară 2. Una, două capsule seara cu o jumătate de oră înainte sau după masă. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cereți operatorului oferta de pe ecran pentru a beneficia de o imunitate de fier. Ceea ce este ajutor alopat funcționează printr-un anumit mecanism, dar remediul natural aduce cu sine efecte antioxidative, aduce cu sine efecte imunostimulatoare, imunomodulatoare, antiinflamatoare, antiinfecțioase și atunci el vine cu un suport totalmente natural de care corpul are o nevoie extraordinară. E ca o mană cerească pentru un corp aflat în dificultate, în dezechilibru, în derivă, într-o proliferare haotică și pe care el nu mai poate ține în frâu, pentru corp, revenirea pe aceste frecvențe de bază fundamentale este un ajutor incredibil de mare, mai mare decât s-ar putea crede. Dacă ar fi să luăm structurile, componentele acestor remedii separat, poate că însumarea efectelor lor benefice, nici gând nu poate să fie atât de mare și de prețioasă cum este în ansamblu, pentru că el funcționează undeva dincolo de fizic și la nivele mai subtile și la nivel energetic, astfel încât ajută foarte, foarte mult corpul. Este important să fie utilizate, chiar cum spuneați dumneavoastră, în situații în care, în asemenea boli grave, se face terapia adecvată și care este necesară, ele sunt, ajută foarte mult, vin în complementaritate. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs.
Primești două produse și plătești doar unul. Aceste terapii fac bine într-un mod unidirecțional. Deci atacă boala în sine pe efect unilateral. În condițiile acestea, organismul per total, dezechilibrat fiind, are o serie de suferințe și colaterale. Și atunci remediul natural ajută foarte mult și pe direcția complementar, cum spuneam, pe direcția pe care acționează terapia despre care amintați, dar în același timp susține foarte mult corpul și pe celelalte colaterale. Atenție! Vă oferim un produs natural pentru îmbunătățirea sistemului imunitar, care acționează și ca detoxifiant și ca regenerator pe timp de noapte, fiind soluția optimă pentru întărirea sistemului imunitar. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Să vă duc undeva în vremuri mai de demult, când de fapt tratamentele se făceau doar prin aceste remedii naturale. Sigur, o să-mi spuneți poate că nu era aceeași patologie. Majoritatea medicamentelor alopate la ora aceasta își au sorgintea și originea în aceste remedii naturale. Au posibilitatea să amplifice procesele de regenerare și în felul acesta să păstreze corpul într-o stare de echilibru și de relativ bine, de relativă sănătate. Este foarte important să ne blindăm pur și simplu cu remedii naturale, aceste remedii naturale fiind direct de la sursă. Sursa este natura și natura ne dă exact ce avem nevoie. Componentele acestui remediu au un puternic efect antioxidant, antiinflamator și imunomodulator. Asta înseamnă că redă corpului forța să lupte. Că până la urmă, în mediu există tot felul de factori care vin către noi și corpul trebuie să se apere. Ce este până la urmă imunitate? Este capacitatea corpului de a face față, de a se apăra și trebuie evident ajutat. Și aceste remedii au marele avantaj, ceea ce aici există o controversă în lumea medicală, precum și în lumea remediilor naturale, că remediile cu efect imunostimulator și imunomodulator nu ar merge pe patologia autoimună. Patologia asta autoimună este din ce în ce mai des întâlnită, datorită faptului că se produc mici mutații și organismul nu-și mai recunoaște propriile structuri și atunci le atacă cu anticorpi. Asta înseamnă patologia autoimună. Și atunci, cum să dai un remediu natural care crește imunitatea într-o asemenea situație în care, dacă crești imunitatea, practic crești atacul asupra respectivelor structuri? Ei bine, în această controversă, acest remediu natural, datorită armoniei structurilor sale și frecvenței sale de sănătate, ajută foarte mult, s-a pus în evidență, există studii care arată că ajută foarte mult chiar și în aceste procese autoimune. Lupus eritematos diseminat, colagenoze, sunt tot felul de afecțiuni din acestea autoimune, tiroidite autoimune, deci la toate nivelele corpului pot fi asemenea patologii și s-a constatat că, din potrivă, acest remediu ajută și nu face rău. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Și pentru că componentele sale acționează sinergic și într-un mod special și ajută chiar în aceste afecțiuni, îl distinge printre celelalte și îl face un remediu extrem de eligibil în foarte multe patologii. Bolnavii noștri de hepatită au mers extraordinar de bine. Am cazuri de hepatită B, unde viremia a scăzut până acolo a se apropia de zero.
Deci funcționează foarte bine. Am întârziat, am avut pacienți care au luat ani de zile și au reușit să întindă foarte mult perioada în care fibroza hepatică, în cazul acesta de hepatită cronică, să se instaleze. Funcționează magistral pe infecțiile acute, la indiferent ce nivel, respirator, pe nivel renal. Și nu în ultimul rând, e o situație cu care se confruntă omenirea la ora aceasta, problema fertilității, tocmai datorită stresului, tocmai datorită faptului că oamenii sunt foarte apăsați cumva de grijile și problemele cotidiene și fertilitatea a scăzut. Ei bine, și în cazul bărbaților și în cazul femeilor, fertilitatea poate să revină utilizând în mod sistematic acest remediu. În cazul femeilor la menopauză, de asemenea, se constată efecte benefice ale remediului. În cazul problemelor endocrine, este un bun stabilizator, mă refer în special la problemele tiroidiene, pentru că este o patologie extrem de actuală, din păcate. Infecțiile urinare, atât de des întâlnite, iată, prin efectele imunostimulatoare ale produsului, ajută foarte mult să se remedieze și să se vindece. Deci, de la toate afecțiunile acute care pot beneficia până la afecțiuni cronice, a căror evoluție este întârziată sau uneori chiar remisă în cazuri mai ușoare, spectrul acestui remediu prin efectele antioxidante și imunomodulatoare este foarte larg și este un remediu extrem de concentrat în nutrienți și extrem de puternic. Chiar și în cazuri de transplant de organe, când se știe că există pericolul de a nu fi asimilat organul nou și atunci procesele acestea imunitare ies la atac, iată că este un foarte, foarte bun adjuvant, ați precizat foarte bine și sunt multe situații, mai ales în partea orientală, unde dacă este folosit mai mult s-au pus în evidență cazuri excepționale, în transplant de rinichi, de exemplu, sau transplant hepatic și care au funcționat foarte bine cu ajutorul lor. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii care ne urmăresc. Aș vrea să spun de la bun început că scoica verde este numită și așa zis un miracol din apa mărilor, între ghilimele, deoarece, într-adevăr, efectele consumului acestei scoici se pare că sunt, între ghilimele, miraculoase, în sensul că sunt rezultate excepționale pe zona articulațiilor, în mod special. Această scoică are un conținut cu totul aparte, o combinație de mucopolizaharide, acizi grași și superoxidis mutază, fiecare din aceste categorii de elemente având o istorie și un capitol dedicat în zona de nutriție și terapie. Să spunem, de exemplu, despre superoxidis mutaza, că este un antioxidant celebru, are un rol extrem de important în corpul uman, compensează acțiunea radicalilor liberi și, așa cum am făcut-o și cu alte ocazii, radicalii liberi sunt, practic, cei cu care noi adesea trebuie să ne luptăm. Pe lângă alte aspecte care pot fi disfuncționale în corp, pe lângă alte carențe care pot exista în corp, radicalii liberi rămân o categorie de substanțe care în corp noi trebuie să le neutralizăm și corpul în general are mecanismele proprii de neutralizare. Să spunem din start faptul că corpul produce antioxidanți la nivel celular, dar sigur că din cauza condițiilor de viață, din cauza faptului că alimentele nu mai au aceeași bogăție de elemente nutritive, din cauza electrosmogului și acțiunii agresive a mediului în care trăim, a faptului că alimentele sunt din ce în ce mai mult procesate, chimizate, aditivate,
există această poluare a solului simultan cu poluarea care este pe mai multe paliere. Din acest motiv, corpul în general nu reușește să facă față acestor radicali liberi care provin din mai multe surse, una din ele fiind inclusiv o alimentație ultraprocesată, chimizată. Și această superoxid dismutază, iată, face acest lucru, este un antioxidant, radicalii liberi fiind oxidanți, acesta este un antioxidant, iar în medicină se vorbește de peste 20 de ani despre acești antioxidanți, tocmai pentru că ei sunt foarte importanți. Radicalii liberi, printre altele, sunt produși normal, natural ai procesului metabolic. Problema este că, așa cum spuneam, ceea ce produce corpul ca substanțe care sunt menite anihilării acestor radicali liberi nu face întotdeauna față, tocmai din cauza faptului că este un mediu agresiv, un stil de viață stresant. Să nu uităm că și stresul produce radicali liberi, chiar mai mulți uneori decât alimentația. Deci, putem spune că radicalii liberi sunt substanțe reziduale în corp, reziduale în urma metabolismului, adesea care sunt extrem de reactive. Ele imediat intră în reacție cu diverse țesuturi, de exemplu pot intra în reacție cu endoteliu, care este țesutul interior de protecție a vasului de sânge. În momentul în care se produce această reacție, se produce o microleziune. Dacă ea se poate repara imediat cu succes, este în regulă, dar la un moment dat această leziune, dacă nu se repară în timp util, acolo se produc niște depuneri de săruri, de exemplu, vine colesterolul, care de asemenea se depune pe leziunea respectivă și în felul acesta se formează placa ateromatoasă, care ulterior creează problemele care le știm la nivel cardiovascular. Revenind la ideea de radical liber, aș vrea să explic foarte simplu pentru telespectator. Radicalii liberi sunt ca un fel de scânteioare, că atunci când facem focul și o scânteie din foc sare pe o mânecă a hainei noastre. Analogic vorbind, radicalul liber este ca o scânteie care poate interacționa cu un țesut, cu o zonă a corpului, dacă nu este neutralizat, ai doma cu acțiunea scânteiei, care dacă pică pe manșetă, poate să lase o gaură, dacă e o scânteie mai mare, poate să lase o mică găurică pe haină. Însă, dacă noi avem un pulverizator cu apă și pulverizăm în zona unde sar scânteile, apa va compensa prin umiditate și răcoare acțiunea scânteilor și le va neutraliza înainte să atingă haina noastră. Analogic vorbind, ca un exemplu să simplificăm, asta fac antioxidanții, ei sunt ca o perdea de protecție, protejează corpul de acțiunea acestor radicali liberi. Sigur că superoxid dismutaza este unul din antioxidanți, dar este unul celebru, este cunoscut faptul că are o foarte mare eficiență. Iar există surse naturale de superoxid dismutază. Și de ce este important să vorbim despre surse naturale? Pentru că în alimentația noastră uzuală, cantitatea sau concentrațiile de antioxidanți sunt destul de reduse. Așa cum spuneam, vitaminele, mineralele, în alimentele, chiar și cele care sunt neprocesate, cum ar veni fructele, legumele, în stare crudă, această concentrație de minerale, de vitamine, este mult redusă. Prin urmare, chiar dacă anumite legume, chiar dacă anumite alimente conțin anumite antioxidanți, de multe ori se întâmplă că nu este chiar cantitatea optimă care ne-ar fi nouă necesară. Și atunci, este important, atunci când dorim să avem vitamine de foarte bună calitate și în concentrație corespunzătoare sau minerale de bună calitate și în concentrație corespunzătoare sau, în cazul nostru, vorbind despre antioxidanți, în concentrație corespunzătoare, de o calitate corespunzătoare, să folosim suplimenții nutritivi. Aici intervine în nutriția omului modern conceptul de supliment nutritiv. Iată de ce, de exemplu, noi am avea nevoie și ar fi necesar să utilizăm, ca oameni moderni, cel puțin alternativ, odată la câtva timp, o perioadă în general de minim 4-6 luni,
o gamă de suplimenți care să complementeze alimentația noastră, iar aceasta odată la 4-6 luni poate fi alternată cu o altă gamă, astfel încât noi să reușim să prevenim anumite carențe și să compensăm stilul de viață modern care este cel care este. Nu putem să negăm faptul că trăim în condițiile în care trăim, dar putem compensa cu astfel de suplimenți, cum este în cazul de față scoica verde, care aduce atât acest efect antioxidant, dar pe care l-am menționat prin componenta sa deosebită, superoxid dismutază, dar aduce și alte componente extrem de importante, cum este componenta antiinflamatorie, foarte importantă, unde în această direcție acțiunea este a două componente din scoica verde. E vorba și de mucopolizaharidele din scoica verde, dar și de acizii grași omega-3, care sunt sub formă atât de DHA cât și de EPA. Aș vrea să vorbim puțin și despre acești acizi grași. Ei sunt extrem de importanți în corp. Acizii grași au o importanță foarte mare atât pentru nivelul de oxigenare la nivel celular, cât și pentru acțiunea, nivelul de dinamică la nivelul cognitiv, pentru că să nu uităm că și creierul este într-un mare procent alcătuit din masă grasă, iar acizii grași s-a dovedit, în special acizii grași omega-3, s-a dovedit că au un efect important asupra creierului și funcționării creierului. De aceea, un aport optim de acizi grași omega-3 poate fi foarte util în cazuri cum ar fi Alzheimer sau predispoziție la Alzheimer, Parkinson, tulburări de atenție. Inclusiv anumite forme de depresie pot beneficia de aportul de omega-3. Există studii care arată că omega-3 are și un astfel de efect antidepresiv. Sunt multe probleme de sănătate care pot fi compensate și ameliorate cu ajutorul mucopolizaharidelor. Vorbim, de exemplu, de afecțiuni articulare, artrită reumatoidă, osteoartrită, bursită, dar și alte afecțiuni, cum ar fi gastrită, colită și boli inflamatorii, care de asemenea pot fi mult ameliorate și cu ajutorul acestui supliment, care este un supliment natural, neprocesat. Și așa cum spuneam și cum s-a spus la început, cu efecte remarcabile care s-au atestat chiar pe o populație, ceea ce este special. Putem spune că această populație maori care folosește scoica verde în mod spontan a atestat rezultatul acestei utilizări a scoicii verzi prin studiul care s-a făcut asupra lor și care a constatat că frecvența problemelor articulare este mult redusă pe această populație care consuma această scoică verde ca un aliment uzual în meniul lor tradițional. Este de precizat că aici avem omega-3 în două forme foarte importante. Sunt trei forme de omega-3 care s-a dovedit științific că au o contribuție foarte importantă, o contribuție majoră asupra stării de sănătate. E vorba de acizii grași omega-3, EPA, DHA și ALA. În scoica verde avem cele două forme, EPA și DHA, care sunt extrem de importante. Forma EPA reglează procese fiziologice fundamentale, cum ar fi diviziunea și creșterea celulară, secrețiile hormonale, dar eicosanoizii derivați din EPA au și efecte antitrombozante și antiinflamatoare, ceea ce ne duce la ideea de antiinflamator, care este un efect foarte important al scoicii verzi. Scade sinteza de produse proinflamatorii, de exemplu citochinele,
scade sinteza citochinelor. DHA, de exemplu, celălalt acid gras omega-3, este un acid gras foarte important în construcția materiei cerebrale și este regăsit la nivelul sinapselor în cantitate mare, deci are un rol important în transmiterea influxului nervos. Și de asemenea participă la răspunsul inflamator la nivel cerebral. De aceea spuneam că scoica verde este și un produs pentru articulații, cu siguranță poate să ajute foarte mult, dar este și un produs care poate să ajute în ameliorarea anumitor funcții cognitive, mai ales la vârsta a treia, dar nu numai, avem și copii cu ADHD sau autism. S-a dovedit că acizii grași omega-3 pot avea un efect și în autism, în ADHD. De asemenea, un efect important în faze incipiente de Alzheimer, Parkinson. Și aș vrea să mai menționez, pe lângă mucopolizaharide și acizii grași omega-3, și faptul că există și alte componente sub formă de minerale, care această scoică le conține. În gama de afecțiuni unde scoica verde poate să aducă un aport foarte important sau chiar major, putem menționa, de exemplu, sănătatea coloanei vertebrale, diverse discopatii, sănătatea sistemului respirator, foarte important, iată, avem și efect pe sistemul respirator, trahee, bronhi, cavitate nazală, favorizează și buna funcționare a sistemelor digestiv și reno-urinar. Avem, iată, sisteme, organe care sunt susținute de scoica verde, cum ar fi stomac, intestine, ficat, pancreas, vezica biliară, prostată, iarăși un lucru important, și la nivelul prostatei apar anumite fenomene inflamatorii. Ar merita folosit pentru o astfel de situație, cu siguranță, paralel cu tratamentul medicamentos, poate fi luată scoica verde. Este important ca atunci când începem să folosim un supliment de orice natură, să începem, dacă este o boală cronică sau dacă este o boală acută și dorim să vedem rezultate într-un interval, în general în 2-4 luni apar rezultatele foarte semnificative sau primele rezultate semnificative, să începem cu o doză care este peste doza de întreținere, pentru că aceste produse, acești suplimenți, aceste remedii naturale pot fi folosite oricând. Nu este obligatoriu să le folosim numai dacă avem niște probleme de sănătate. Ele pot fi folosite pentru că aduc un aport benefic în corp de anumiți nutrienți foarte importanți. Cine nu are nevoie de omega-3, EPA și DHA? Cu toți avem nevoie, de exemplu. Cine nu are nevoie de superoxid dismutază? Cu toți avem nevoie. De aceea poate fi consumată și ca un produs complementar nutriției la o doză medie, moderată, dar atunci când există o astfel de situație, ori este o problemă cronică, este o problemă acută, inflamatorie, cum este cazul problemelor de prostată care deja sunt diagnosticate, noi recomandăm această doză mai mare. Ar trebui, în mod normal, între 2 și 4 luni să apară primele efecte semnificative. Sigur că cea mai bună și cea mai simplă modalitate de păstrare a scoicii verzi este sub formă de pulbere. Această pulbere, de cele mai multe ori, noi o vedem încapsulată. Aceasta este forma care noi o recomandăm, este și foarte simplu să se facă dosajul, forma încapsulată, scoica verde încapsulată. Și sigur că există mai multe posibilități de a o folosi în funcție de situație, dar la modul general vorbind,
patru capsule ar fi doza peste medie, o doză, să spunem, de atac, este o doză care accelerează rezultatele. Doza de întreținere este doza de două capsule pe zi. Acestea pot fi împărțite în două fracții. Fie dacă luăm patru capsule pe zi, două dimineața, două seara, fie dacă luăm două capsule pe zi, una dimineața, una seara. Aceasta pentru că în felul acesta organismul, primind de două ori pe parcursul zilei acest nutrient, el își face mai bine această asimilare. În primul rând, când ne referim la sistemul cardiovascular, aș vrea să punctăm în primul și în primul rând că sângele aduce oxigen. Unul din primele și cele mai evidente efecte pe care le au acești grași, EPA și DHA, au că ei contribuie la permeabilizarea membranei celulare, care poate absorbi mai eficient oxigenul. Acesta este cel mai rapid efect. Pentru că membrana celulară este o membrană lipoproteică care asimilează oxigenul prin intermediul acestei membrane, iar calitatea acestei asimilări depinde și este direct proporțională cu calitatea materialului gras din care este alcătuit această membrană. Prin urmare, acesta ar fi un prim efect. Un alt efect pe sistemul cardiovascular este dat de faptul că acizii grași ajută în crearea colesterolului bun și ei sunt metabolizați în corp, inclusiv pentru crearea colesterolului. Atenție, despre colesterol se vorbește foarte mult și se spune că nu este bine să ai colesterol. Este o mare controversă, aș vrea doar să punctez faptul că, în realitate, colesterolul nu este cel care lezează în sine vasele, el doar caută să repare vasele de sânge care sunt lezate. Sigur că discutăm despre LDL și HDL, colesterolul rău și colesterolul bun. LDL-ul este colesterolul care colectează HDL-ul este cel care colectează colesterolul rău din vasele de sânge și din acest punct de vedere, calitatea acestor acizi, faptul că există această calitate, acești acizi grași polinesaturați, contribuie la crearea colesterolului LDL care colectează colesterolul de la nivelul vaselor de sânge, colesterolul, așa zisul colesterol nociv. Un alt efect important este un efect asupra sistemului imunitar, asupra sistemului limfatic și asupra sistemului endocrin. Când discutăm despre efectul la nivelul sistemului endocrin, inclusiv vorbim despre faptul că acești acizi grași sunt la baza construcției hormonilor. În momentul în care introducem în corp acizi grași de o calitate superioară, care nu sunt saturați, corpul poate să creeze hormoni de calitate și nu mai apar interferențe în corp, pentru că există specialiști care vorbesc despre faptul că bărbații încep să sufere de anumite dereglări la nivel hormonal, apar anumite caracteristici uneori foarte stranii care merg spre zona de efeminare. Un proces invers se poate observa uneori la femei și acest lucru este cauzat și de faptul că sunt dereglați acești acizi grași, grăsimile bune în corp, sunt dereglate prin faptul că noi introducem în corp grăsimile rele. Pe scurt vorbind, dacă introduci grăsime bună în corp, corpul poate elimina grăsimea rea. Și uneori aceste grăsimi rele sunt cele care sunt saturate, oxidate și corpul procesează ceea ce noi îi oferim. El caută să compenseze cu ceea ce poate. De asemenea, important efectul este și asupra pielii, un alt efect important al scoicii verzi.
Pe lângă creșterea nivelului de oxigenare, ceea ce înseamnă că inima nu mai este necesar să facă un efort atât de mare pentru a crea aportul de oxigen necesar, mai este și diminuarea colesterolului, reglarea tensiunii, scade inflamația acolo unde există, este deblocat fluxul sanguin. Prin urmare, dacă există oscilații la nivelul tensiunii, are un efect reglator. Dacă există hipertensiune, diminuează hipertensiunea, ajută la repararea vaselor de sânge. Deci, eliminând placa colesterolului rău, ajutând la colectarea colesterolului rău, se elimină placa ateromatoasă de la nivelul vaselor de sânge, care ușor, ușor pot să-și redobândească elasticitatea. Acestea, pe măsură ce își redobândesc elasticitatea, sistemul cardiovascular ca un întreg funcționează într-un mod mult mai armonios, chiar dacă numai asupra acestui aspect am insista, am vedea că reducerea plăcii ateromatoase are multe efecte benefice, printre care efect de reglare a tensiunii, pentru că dacă vasul de sânge își recapătă elasticitatea, nu mai este o presiune atât de mare în sistemul circulator, care este de multe ori această presiune este creată de rigidizarea vaselor de sânge. Pentru că aceste vase de sânge, chiar ele însele, sunt un motor care transmit impulsul dat de inimă în sistemul circulator. Nu este numai inima motorul și vasele de sânge au capacitate de contracție care fac ca ele să împingă mai departe sângele. Iar pe măsură ce se produce această placă ateromatoasă, ele se rigidizează și un efect important al scoicii verzi prin componentele sale, în special prin acizii grași, EPA și DHA, este că reduce această placă ateromatoasă, ceea ce are multe efecte benefice pe circulația sanguină. Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se apăra de agenții patogeni, virusuri, bacterii, paraziți și toxine. Sistemul imunitar este un sistem complex de celule și molecule anticorpi, al cărui rol este să asigure protecția împotriva agresorilor. Sistemul imun detectează agenții patogeni, îi distruge și, foarte important, memorează antigenul pentru a putea reacționa prompt și data viitoare când îl va întâlni. Un organism sănătos înseamnă un sistem imun puternic. Ca urmare, alegerea unui stil de viață sănătos îți asigură o imunitate puternică. O dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale, o activitate fizică regulată, somnul corect, 7-8 ore pe noapte, spălatul pe mâini frecvent, gătirea adecvată a alimentelor, suplimente naturale atent alese. Zi de zi apar studii ce pun în lumină plante, legume sau fructe cu beneficii deosebite pentru sănătatea sistemului imunitar. Unele rămân în atenția publicului, altele nu. Și totuși, dintre toate acestea, câteva ne ajută să ne păstrăm sănătatea, frumusețea și stimulează imunitatea. Sigur că putem interveni cu aceste remedii naturale în momentul în care aflăm vești care nu ne convin. Și atunci asta ajută pentru că organismul, repet, se reechilibrează, se restructurează și în momentul în care natura vine cu frecvența ei benefică, vine cu frecvența ei de sănătate într-un corp dat peste cap, îl ajută mult mai mult ca până la nivel molecular, celular, molecular, atomic, să-și recapete, să-și readucă aminte de frecvența lui de sănătate. De asta ajută aceste remedii naturale. Specialiștii Pharmadacica au creat o formulă unică prin combinarea mai multor plante și minerale cu acțiune sinergică și proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind concepută într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune, pentru a vă oferi o soluție simplă pentru menținerea unui sistem imunitar sănătos. Regenerare celulară este produsul unic pe piață ce vine în sprijinul sănătății dumneavoastră. Este creat din două flacoane și se utilizează astfel. Regenerare celulară 1. Una, două capsule dimineața cu o jumătate de oră înainte sau după masă. Regenerare celulară 2. Una, două capsule seara cu o jumătate de oră înainte sau după masă.
Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cereți operatorului oferta de pe ecran pentru a beneficia de o imunitate de fier. Ceea ce este ajutor alopat funcționează printr-un anumit mecanism, dar remediul natural aduce cu sine efecte antioxidative, aduce cu sine efecte imunostimulatoare, imunomodulatoare, antiinflamatoare, antiinfecțioase și atunci el vine cu un suport totalmente natural de care corpul are o nevoie extraordinară. E ca o mană cerească pentru un corp aflat în dificultate, în dezechilibru, în derivă, într-o proliferare haotică și pe care el nu mai poate ține în frâu, pentru corp, revenirea pe aceste frecvențe de bază fundamentale este un ajutor incredibil de mare, mai mare decât s-ar putea crede. Dacă ar fi să luăm structurile, componentele acestor remedii separat, poate că în sumarea efectelor lor benefice, nici gând nu poate să fie atât de mare și de prețioasă cum este în ansamblu, pentru că el funcționează undeva dincolo de fizic și la nivele mai subtile și la nivel energetic, astfel încât ajută foarte, foarte mult corpul. Este important să fie utilizate, chiar cum spuneați dumneavoastră, în situații în care, în asemenea boli grave, se face terapia adecvată și care este necesară, ele sunt, ajută foarte mult, vin în complementaritate. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Aceste terapii fac bine într-un mod unidirecțional. Deci atacă boala în sine pe efect unilateral. În condițiile acestea, organismul per total, dezechilibrat fiind, are o serie de suferințe și colaterale. Și atunci remediul natural ajută foarte mult și pe direcția complementar, cum spuneam, pe direcția pe care acționează terapia despre care amintați, dar în același timp susține foarte mult corpul și pe celelalte colaterale. Atenție! Vă oferim un produs natural pentru îmbunătățirea sistemului imunitar, care acționează și ca detoxifiant și ca regenerator pe timp de noapte, fiind soluția optimă pentru întărirea sistemului imunitar. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Să vă duc undeva în vremuri mai de demult, când de fapt tratamentele se făceau doar prin aceste remedii naturale. Sigur, o să-mi spuneți poate că nu era aceeași patologie. Majoritatea medicamentelor alopate la ora aceasta își au sorgintea și originea în aceste remedii naturale. Au posibilitatea să amplifice procesele de regenerare și în felul acesta să păstreze corpul într-o stare de echilibru și de relativ bine, de relativă sănătate. Este foarte important să ne blindăm pur și simplu cu remedii naturale, aceste remedii naturale fiind direct de la sursă. Sursa este natura și natura ne dă exact ce avem nevoie. Componentele acestui remediu au un puternic efect antioxidant, antiinflamator și imunomodulator. Asta înseamnă că redă corpului forța să lupte. Că până la urmă, în mediu există tot felul de factori care vin către noi și corpul trebuie să se apere. Ce este până la urmă imunitate? Este capacitatea corpului de a face față, de a se apăra și trebuie evident ajutat. Și aceste remedii au marele avantaj, ceea ce aici există o controversă în lumea medicală, precum și în lumea remediilor naturale, că remediile cu efect imunostimulator și imunomodulator nu ar merge pe patologia autoimună. Patologia asta autoimună este din ce în ce mai des întâlnită
datorită faptului că se produc mici mutații și organismul nu-și mai recunoaște propriile structuri și atunci le atacă cu anticorpi. Asta înseamnă patologie autoimună. Și atunci, cum să dai un remediu natural care crește imunitatea într-o asemenea situație în care, dacă crești imunitatea, practic crești atacul asupra respectivelor structuri? Ei bine, în această controversă, acest remediu natural, datorită armoniei structurilor sale și frecvenței sale de sănătate, ajută foarte mult, s-a pus în evidență, există studii care arată că ajută foarte mult chiar și în aceste procese autoimune. Lupus eritematos diseminat, colagenoze, sunt tot felul de afecțiuni din acestea autoimune, tiroidite autoimune, deci la toate nivelele corpului pot fi asemenea patologii și s-a constatat că, din potrivă, acest remediu ajută și nu face rău. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune. Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Și pentru că componentele sale acționează sinergic și într-un mod special și ajută chiar în aceste afecțiuni, îl distinge printre celelalte și îl face un remediu extrem de eligibil în foarte multe patologii. Bolnavii noștri de hepatită au mers extraordinar de bine. Am cazuri de hepatită B, unde viremia a scăzut până acolo a se apropia de zero. Deci funcționează foarte bine. Am întârziat, am avut pacienți care au luat ani de zile și au reușit să întindă foarte mult perioada în care fibroza hepatică, în cazul acesta de hepatită cronică, să se instaleze. Funcționează magistral pe infecțiile acute, la indiferent ce nivel, respirator, pe nivel renal. Și nu în ultimul rând, e o situație cu care se confruntă omenirea la ora aceasta, problema fertilității, tocmai datorită stresului, tocmai datorită faptului că oamenii sunt foarte apăsați cumva de grijile și problemele cotidiene și fertilitatea a scăzut. Ei bine, și în cazul bărbaților și în cazul femeilor, fertilitatea poate să revină utilizând în mod sistematic acest remediu. În cazul femeilor la menopauză, de asemenea, se constată efecte benefice ale remediului. În cazul problemelor endocrine, este un bun stabilizator, mă refer în special la problemele tiroidiene, pentru că este o patologie extrem de actuală, din păcate. Infecțiile urinare atât de des întâlnite, iată, prin efectele imunostimulatoare ale produsului, ajută foarte mult să se remedieze și să se vindece. Deci, de la toate afecțiunile acute care pot beneficia până la afecțiuni cronice, a căror evoluție este întârziată sau uneori chiar remisă în cazuri mai ușoare, spectrul acestui remediu prin efectele antioxidante și imunomodulatoare este foarte larg și este un remediu extrem de concentrat în nutrienți și extrem de puternic. Chiar și în cazuri de transplant de organe, când se știe că există pericolul de a nu fi asimilat organul nou și atunci procesele acestea imunitare ies la atac, iată că este un foarte, foarte bun adjuvant, ați precizat foarte bine și sunt multe situații, mai ales în partea orientală, unde dacă este folosit mai mult s-au pus în evidență cazuri excepționale, în transplant de rinic, de exemplu, sau transplant hepatic și care au funcționat foarte bine cu ajutorul lor. Regenerare celulară este un supliment alimentar 100% natural, care stimulează producția de celule stem. Este antioxidant, stimulează sistemul imunitar și regenerarea celulelor nervoase. Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, fiind conceput într-o formulă bifazică cu un spectru foarte larg de acțiune.
Profitați acum de oferta noastră și comandați produsul Regenerare pentru a beneficia de oferta noastră specială. Cumpără un produs Regenerare și vei primi gratuit încă un produs. Primești două produse și plătești doar unul. Domnilor, somnul vă este tulburat din cauza urinărilor dese de peste noapte? Ziua aveți aceeași problemă, urinările frecvente? Aveți dureri sau probleme cu prostata și aparatul urinar? Ați încercat diferite tratamente fără rezultate satisfăcătoare? Mă trezeam de 7-8 ori pe noapte, mergeam la toaletă și nu puteam să fac. În ultima vreme, n-am mai dormit cu soția în pat ca să nu mai trezesc și pe ea. Vă spun sincer, pe această canapea am dormit luni de zile. Coboram la atelier, lucram ce lucram, la 10 minute, un sfert de lătrea, să urc sus, senzație, dar nu făceam nimic. Iar coboram, iar urcam. Nu mai vorbesc, pătim de noapte. Pătim de noapte 6-7 ori, poate și mai bine. Dacă trebuia să merg la piață, trebuia să gândesc înainte unde este o toaletă sau ceva apropiat unde să-mi pot face necesitățile. Eu sunt șofer de meserie, lucrez aici în București. Când plecam în cursă, mai întâi trebuia să mă gândesc unde merg la toaletă. Eram disperat și mi-era frică că pierd locul de muncă, că nu mai mă angajează nimeni la vârsta mea. Eu sunt de meserie taximetrist. Nu o să-mi fac treaba mea de taximetrist să fiu cu ochii după clienți. Tot timpul eram cu gândul după toaletă. Atenție! Vă prezentăm un produs natural, soluția ideală în prevenirea și tratarea afecțiunilor prostatei, atât pe timp de noapte, cât și pe timp de zi. Prostată. Soluția optimă pentru toate aceste afecțiuni. Chin nu numai pe mine, chin și pe soție. Trebuie să o deranjez și pe ea. De 6-7 ori pe noapte ieșeam. M-am gândit să nu o necăjesc și pe ea. Și să încerc eu să-mi găsesc un remediu. În primul rând am trecut în altă cameră, deci m-am separat de ea. Prostată pentru zi și prostată pentru noapte. Veți avea din nou un somn lung și liniștit noaptea, fără treziri repetate pentru a merge la toaletă. Iau o pastilă dimineața și o pastilă seara. Mă simt nemaipomenit. Nu mai mă trezesc noaptea. Nu mai îmi trezesc soția. Am început să ne culcăm împreună acum. Nu mai duc o viață de sihastru. Un coleg taximetrist mi-a recomandat Prostat. Pentru mine e foarte simplu. Iau capsula de zi și sunt liniștit toată ziua și pentru noapte iau capsula de noapte și pot să dorm liniștit. Acum e simplu. Iau capsula de zi și ziua nu mai am probleme și capsula de noapte pentru a dormi liniștit. Pe soției mele nu i-am spus că iau aceste capsule. Și la un moment dat m-a întrebat: mă, ce-i cu tine? Că nu te mai trezești noaptea. Acum dorm liniștit toată noaptea. Soluția ideală pentru prevenirea afecțiunilor prostatei, dar și pentru tratarea ei. Capsulele de zi și de noapte sunt exact ceea ce vă trebuia și aveți nevoie în prevenirea, tratarea și ameliorarea durerilor și tuturor afecțiunilor prostatei. Un produs 100% natural, fără reacții adverse sau compuși chimici, ce are ca principal scop prevenirea și combaterea afecțiunilor prostatei în cel mai scurt timp. Sunați chiar acum la numerele afișate pe micul ecran, iar de mâine puteți să uitați de trezirile dese în miez de noapte pentru a merge la toaletă. Veți putea uita de dureri sau de usturimi, iar ziua veți fi plin de energie și revigorat. Prostată de zi și prostată de noapte, la cel mai avantajos preț. Un produs natural cu rezultate extraordinare în lupta împotriva afecțiunilor prostatei. Sunați chiar acum, iar noi vă vom livra în cel mai scurt timp ambele flacoane, prostată de zi și prostată de noapte. Duc o viață liniștită ca la 40 de ani. Sunt în forță, simt că am vitalitate, le-am recomandat și prietenilor mei de aceeași vârstă. Datorită prostată, eu am acum o viață normală. Am recomandat și prietenilor mei. Pentru că sunt mulți care au această problemă. Iau dimineața capsula de zi, seara iau capsula de noapte și nu mai am nicio problemă.
Capsulele de zi și de noapte sunt exact ceea ce vă trebuia. Soluția ideală pentru prevenirea afecțiunilor prostatei, dar și pentru tratarea ei. Sunați și comandați chiar acum Remediul Natural Prostată la cel mai avantajos preț. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.